Ce ne unește pe noi astăzi? Răspunsul este foarte simplu. Cu toții suntem copiii Moldovei. Chiar dacă nu toți îi spunem cu voce tare, Moldova o iubim la fel, pentru că ea este casa în care am făcut primii pași. Moldova mea sunt frații mei de sânge moldoveni și frații mei pe viață, ruși, ucraineni, găgăuși, bulgari și toți cei ce trăiesc pe acest frumos pământ, uniți de o singură istorie și un crez comun. Împreună suntem poporul moldovenesc. Moldova mea înseamnă Fălești și Bălți, Moldova mea înseamnă Codrii și Nistru, cetățile Soroca și Bender, amintirea marilor noștri domnitori și gânditori spirituali. Și ne mai unește ceva foarte important. Dorința de schimbare aici, la noi acasă. Sistemul îi apără doar pe cei din vârful puterii. Ei protejează interesele absolut josnice ale unei singure persoane. Sistemul nu poate fi reparat. El trebuie distrus, iar cei care l-au creat sau folosit de el, băgați la pușcărie. Acum, în baza acestui sistem, stă Dodon, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Și atâta timp cât temelia stă neatinsă, va rezista și sistemul. Întruchiparea acestui sistem este Dodon, care a promis multe, dar nu a făcut nimic. În schimb, a făcut ceea ce nu a promis. A devenit unul din cei mai bogați oameni din țară, iar acum visul lui este să obțină încă un mandat de președinte ca să-l întreacă pe averea pe Plahotniuc. Dodon a încercat întotdeauna să imite liderii politici mondiali, dar chinurile sale sunt în zadar și stârnesc doar râsul. Și vă spun de ce. Răspunsul este foarte simplu. Cel născut să tărască nu va zbura niciodată. O să vă spun direct. Nu sunt nici departe un om ideal. Am neajunsuri ca fiecare din voi. Uneori există motive pentru care trebuie să fiu criticat. Dar în prezent, cetățenii Moldovei nu au nevoie de un președinte icoană, în fața căruia să se închine. Pentru metănii și rugăciuni, oamenii pot merge la biserică sau mănăstire. Poporul Moldovei are nevoie de un președinte, nu de un culoc boțât. Asta este părerea mea și a tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Poporul Moldovei are nevoie de un președinte care a dovedit că poate învinge un sistem mafiotizat. Lupta va fi grea. Sistemul bandiților și corupților va opune rezistență. Are cu ce și pentru ce. Este vorba despre resurse financiare extrem de mari. Aceste resurse au fost furate de la popor, de la noi. O parte a banilor a fost folosită pentru a cumpăra posturi de televiziune, radio, ziare, portaluri de știri, dar și pentru o grămadă de propagandiști. Aproape toți cei care mai ieri îl serveau pe Plahotniuc, astăzi lucrează la Dodon. Scopul lor comun este unul, prin eforturi conjugate să-și păzească și să-și păstreze sistemul compus din mafie și corupție.